În 1959, în Lexington, Massachusetts, școala primară se pregătește să sărbătorească ziua deschiderii sale. Profesoara Taylor le povestește levilor săi despre evenimentul principal al ocaziei, îngroparea unei capsule timpului. Taylor le spune levilor să-și deseneze viziunile asupra viitorului și informează că toate desenele vor fi introduse în capsulă, care va fi deschisă de alți copii peste 50 de ani. Este momentul să-și prezinte lucrările, iar Taylor se apropie de o fetiță ciudată, pe nume Lucinda Embry. Lucinda nu-i acordă nicio atenție profesoarei și umple continuu hârtia cu de numere, dictate de o șoaptă insistentă din capul ei. Profesoara ia lucrarea înainte ca ea să o termine. A doua zi, Lucinda dispare, iar profesorii și poliția încep să o caute. Curând, Taylor o găsește într-o magazie cu degetele rănite, în timp ce scrie cu unghiile numere pe ușă. Acum suntem în 2009, 50 de ani mai târziu. Profesorul Vaduv John locuiește cu fiul său hipoacuzic, Caleb, și predă astrofizică. După o altă lecție despre structura Universului, John se duce la școala lui Caleb pentru sărbătorirea aniversării, unde deschid chiar acea capsulă a timpului. Caleb primește lucrarea lui Cindy Embry. Tânărul se uită gânditor la numerele misterioase care acoperă întreaga foaie și deodată începe să audă șapte ciudate. De asemenea, observă o figură misterioasă îndepărtată care dispare după câteva secunde. Seara, Caleb își face temele și îi spune tatălui său că aparatul său auditiv a început să scoată sunete ciudate, dar tatăl său nu-l bag în seamă. Curând, John află că a dus cu lucrarea lui Cindy. Băiatul este foarte curios să afle ce înseamnă toate numerele, dar John insistă ca hârtia să fie returnată la școală. După ce își pune fiul la culcare, John decide să investigheze pe cont propriu. După un timp, John deșifrează prima combinație, data incidentului de la 11 septembrie și numărul victimelor. Uimit de această coincidență tulburătoare, John transcrie toate numerele pe tablă și caută informații despre celelalte date. Spre groaza lui, descoperă că toate datele menționate în lucrarea lui Cindy au fost marcate de dezastre majore, dintre care una s-a soldat cu moartea suției sale. Dar cel mai este că trei dezastre încă nu s-au produs. A doua zi, John se întâlnește cu prietenul și colegul său Phil și povestește descoperirea sa. John îl informează de asemenea pe Phil că următoarea catastrofă este așteptată să aibă loc mâine și va face 81 de victime. Phil este sceptic în legătură cu teoria nebunească a prietenului său. Apoi, Phil observă că pe foa există încă multe numere necomplete care apare nu înseamnă nimic. Cu toate acestea, John este sigur că nu pot fi o coincidență. John o vizitează pe fosta profesoară Lucindei, Taylor, și o întreabă despre ziua în care au îngropat capsula timpului. Taylor îi povestește lui John despre comportamentul ciudat al Lucindei și John o întreabă unde o poate găsi, dar femeia îl dezamăgește pe John, afirmând că Lucinda a murit cu mai mulți ani în urmă. Mai târziu, în timp ce se juca în grădină, Caleb aude din nou șoaptele insistente și observă imediat o mașină cu străini. Băiatul se apropie de mașină, iar persoana misterioasă îi întinde o piatră întunecată. John își observă fiul lângă mașina necunoscută și îl mustră pentru că vorbește cu străinii. A doua zi, o furtună se dezlănțuie și Caleb îl sună pe John să vină să-l ia. John pleacă, dar rămâne blocat în trafic din cauza unui accident minor. Dintr-o dată, observă coordonatele locației sale și își dă seama că știe această combinație de numere. John scoate lista de date și în cele din urmă își dă seama că toate numerele nebifate sunt coordonatele locurilor unde se presupune că vor avea loc dezastrele. John coboară din mașină și în acel moment, predicția terifiantă lui Cindy se deverește. Tulburat, John alergă spre pavă în flăcări, sperând să salveze pe cineva, dar este imposibilă. John se întoarce acasă, unde sora sa Grace are grijă de Caleb. În timp ce intră în casă. John au de la știri că 81 de persoane au murit într-un accident de avion, exact așa cum a spus Lucinda. Noaptea, John este vizitat de prietenul său Phil, care începe să se îndoiască de caracterul aleatoriu al numerelor date. John îi spune lui Phil că mai sunt încă două dezastre pe drum. Phil îl îndeamnă pe John să nu juriște viața și să nu încerce să prevină inevitabilul. Între timp, misteriosul străin apare în camera lui Caleb și arată o viziune cu incendiu terifiant. Înspăimântat, el vede cum focul înghite întreaga pădure și chiar casa lor apoi țipă de groază. John se duce la fiul său și îl consolează, asigurându-l că este doar un vis urât. Dintr-o dată însă, John observă un străin în apropierea casei lor și se duce imediat în curte, în speranța de a-l alunga pe străin, dar nu găsește pe nimeni. A doua zi, John și Caleb merg la casa fiicei lui Cindy, Diane, după ce descoperă adresa acesta. John o vede pe Diane și pe fica ei Abby urcând într-o mașină și începe să le urmărească. Ajung la un muzeu zoologic și John îi ordonă lui Caleb să se uite la aceleași obiecte pe care le verifică Ebby, în timp ce el începe conversație cu Diana. Mai târziu, John îi propune lui Dean și fiicei sale să li se alăture la un bar unde își continuă conversația. Curând, John recunoaște că întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare și o întreabă pe Diana dacă mama mai avea un dar specială, Dar Dean, speriată, refuză să vorbească despre asta și pleacă împreună cu Abby. În ziua catastrofei, John îl însoțește pe Caleb la Grace și o roagă să nu lase să se uite la știri. John se îndreaptă apoi spre coordonatele presupusului dezastru. John intră în subteranul orașului și observă un bărbat suspect. John îl urmărește, trecând de la un vagon la altul, pentru a descoperi că bărbatul este doar un hoț. În acel moment însă, un tren deraiază și se izbește de trenul în care se află John. John supraviețuiește, dar teribilul accident se termină cu moartea 178 de persoane, exact așa cum a prezis Lucinda. Seara, John și Caleb se întorc acasă și le văd brusc pe Dan și e ușă. Diana îi spune lui John că mama i-a menționat desea data ultimei catastrofe și susține că era ziua în care viața Dianei va fi curmată. Ei merg la s casa abandonată a Lusindei și descoperă numeroase tăieturi de ziare despre multe evenimente tragice. Printre decupaje, John observă brusc o copia unei gravuri de Matthews Marion, care îl înfățișează pe profetul Ezechiel privind un soare mare. În plus, John găsește în camera Lucindei aceleași pietre ciudate pe care Caleb le-a primit de la străină. Apoi, John găsește cuvintele toți ceilalți, repetate de mai multe ori, și își dă seama că după data ultimei catastrofe, nu se află numerele 33, ci litera e inversată. John speculează că această catastrofă va fi atât de tragică încât va stinge întreaga populație planetei. Între timp, ființele și optitoare înfiorătoare se apropie de mașina în care se află Caleb și Abby. Copiii sunt chinuiți de șoaptele constante și brusc Abby decide să coboare din mașină. Caleb încearcă să oprească și alertează imediat pe părinți. Speriați, John și Dean alergă spre copii, iar Abby le dezvole că ființele și optitoare le-au propus să meargă cu ei. Întorși acasă, John și Dean își împărtășesc sentimentele legate de iminentul sfârșit al lumii, dar își dau seama că sunt neputincioși și ne a schimba lucrurile. Dimineața, John o vede pe Abby colorând soarele din gravura lui Ezechiel și își dă seama de ce

El se duce la observatorul MIT și îi spune lui Phil că o erupție solară masivă este pe cale să se producă și că un val de radiații va distruge toată viața de pe pământ. Diana ajunge la casa lui John, disperată, și mărturisește că a știut întotdeauna că Lucinda a avut dreptate. Ea speră că, ascunzându-se sub pământ, ar putea avea o șansă de supraviețuire și sugerează lui John să meargă cu ea în peșterile în care se juca în copilărie. John și Diane se întorc acasă și se pregătesc rapid pentru călătorie. John decide să-l sune pe tatăl său, un preot cu care nu a mai vorbit de mult timp, și povestește despre profeția înfricoșătoare. Între timp, Caleb aude din nou vocile și inconștient începe să noteze numere. În cele din urmă, John și Diane, împreună cu copiii, se urcă în mașină și se îndreaptă spre peșteri. Cu toate acestea, John decide să încerce un ultim plan. Ajuns la școală, coboară la parter și găsește ușa unde Lucinda scrisese coordonatele ultimele catastrofe. Dar numerele de pe ușă au fost șterse de mult timp, iar John smulge ușa din balamale și o ia cu el casă. Fata roagă să se ducă spre peșteri, dar John intenționează să descopere coordonatele lipsă. În cele din urmă, John descopere coordonatele epicentrului catastrofei, dar își dă seama că de ani și copiii au dispărut. Diane se oprește la o benzinărie și vede o știre despre erupțiile solare și îndeamnă pe oameni să rămână acasă. În același timp, Caleb coboară din mașină și îl sună pe tatăl său. Diane îi smulge telefonul și îi spune lui John că trebuie să-i ducă pe copii într-un loc sigur. John susține că trebuie să fie în casa lui Cindy, deoarece a găsit coordonatele pe ușă. De asemenea, el susține că oricum peșterile nu-i vor salva, deoarece radiațiile vor pătrunde în scoarța terestră. În timp ce Diane se ceartă cu John, ființele și apar din nou în apropiere, luând copiii cu ele. Diane le urmărește cu o mașină furată și în curând predicția mamei sale despre moartei se adeverește. John ajunge la locul accidentului și salutând-o pe Diane, observă aceeași piatră misterioasă în mâna ei. El se îndreaptă apoi spre casa lui Cindy, sperând să găsească acolo pe copii. În apropierea casei, el descoperă mai multe pietre asemănătoare și apoi vede a patra ființă și optindă. Furios, John își cere fiul înapoi. Dintr-o dată din pădure, apare calmul Caleb cu un iepure alb în brațe. John vrea să-l ia, dar Caleb insistă că vrea să plece cu ființele șoptitoare împreună cu Abby. Abby apare cu același iepure, spunând că știe deja că mama este în siguranță. Caleb îi spune tatălui său că ființele șoptitoare au venit să-l salveze. O navă spațială uriașă apare pe cer, apropiindu-se de pământ. John se uită șocat, Caleb îl ia de mână pe tatăl său și se apropie de navă spațială. Cu toate acestea, ființele îi spun lui Caleb că tatăl său nu poate să vină cu el pentru că nu auzi niciodată chemarea lor. John își dă seama că este singura cale de a-l salva pe fiu și îl convinge pe Caleb să meargă cu Abby. Caleb se îndreaptă spre navă și vede cum ființele schimbă înfățișarea, nemai fiind asemănătoare cu cea oamenilor. Nava continuă să se îndepărteze de pământ și în curând vedem că sunt multe altele care duc oamenii pe o altă planetă. Tatăl trist încearcă să proceseze durerea și a doarme. A doua zi, panica și aosul umplu străzile. John decide să-și petreacă ultimele ore alături de familia sa și se îndreaptă spre casa părinților săi din Boston. Grace îl întâmpină în prag și îl întreabă unde este Caleb. John îi răspunde că cum este în siguranță intră în sufragerie și în cele din urmă și îmbrățișează tatăl și apoi întreaga familie. În acel moment, un val oribil de foc se abate asupra întregului pământ, distrugând instantaneu tot ce stă în cale. Între timp, Caleb și Abby, împreună cu iepurilor, se află pe o planetă cerească. Copiii privesc cum nava spațială decolează, apoi aleargă spre un copac uriaș care seamănă cu pomul vieții. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!